589.435. La 3 august. Numărul de angajați. La 1 ianuarie, înainte de declanșarea epidemiei și a crizei economice aferente, numărul de angajați era de 5.582.008. Sunt date luate din Revisal, dacă Revisal minte, deși mă îndoiesc. Deci sunt angajați mai mulți cu 7.430. Șomaj. Păi să vorbim cum se calculează rata șomajului. Pe datele ANOFM, repet, pe datele ANOFM, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Vorbiți de 1 milion de șomeri? Pe datele oficiale ale ANOFM sunt înregistrați astăzi 256.000 de șomeri, din care 76.000 de șomeri încă sunt în plata indemnizației de șomaj, restul au ieșit din plata indemnizației de șomaj. Eu vă dau date, nu vă vorbesc, sunt date care sunt oficiale și care există în baze de date. Vorbiți de lipsa noastră de grijă față de cei care s-au întors din diasporă. Este un singurul guvern care a luat decizia de a institui o măsură activă pentru angajarea românilor care s-au întors din diasporă, care și-au pierdut locul de muncă în diasporă, s-au întors acasă. O măsură activă prin care plătim 50% din salariul brut pentru românii întorși din diaspora aflați în căutarea locului de muncă. 50% plătește angajatorul, 50% este plătit din bugetul de stat. Măsură activă care are ca obiectiv stimularea angajării românilor în care au rămas fără locuri de muncă în urma crizei în țările de unde au venit. N-am vrut să vă vorbesc despre măsurile economice, că pot să vă vorbesc ore întregi despre măsurile economice pe care le-am luat. Măsuri care au dat roade, care au generat efecte. Ați făcut mișto de IMM Invest. Astăzi am ajuns la un plafon de peste 12 miliarde la IMM Invest și cred că sunt 13.000, dacă nu și mai mult, de companii care au beneficiat de credite în cadrul programului IMM Invest. Am luat măsuri pe care putea să le luați și dumneavoastră când ați provocat creșterea prețului la energie electrică și la gazul natural prin ordonanța 114 către companii, în care ați băgat aproape în faliment aproape toate industriile mari consumatoare de energie. Dacă nu era guvernul Partidului Național Liberal să utilizeze o schemă de ajutor de stat care este folosită în alte țări europene, care dă posibilitatea reducerii prețului energiei electrice cu un procent din cuantumul certificatelor pentru CO2. Cuantumul de 16%, 15%, cum l-am hotărât. Am dat oxigen în economie acestor companii prin schema de ajutor de stat pe care, repet, n-am inventat noi roata, nu mă laud cu ea decât că noi am aplicat-o așa cum au aplicat-o și alte țări europene pentru a crește competitivitatea companiilor românești. În ceea ce privește activitatea companiilor, sigur că au fost afectate companiile, dar am luat măsuri care au permis ca aceste companii să-și păstreze angajații și să-i poată readuce în activitate atunci când condițiile au permis. Și aici am instituit, pe lângă șomajul tehnic, așa cum am anunțat din timp, și vă spun lucrurile astea pentru că a existat întotdeauna viziunea, a existat strategie, pentru că am urmărit niște obiective în mod constant în ceea ce privește politicile economice, alocând pe o perioadă de 3 luni 41,5% pentru fiecare angajat care a revenit în activitate după ce a stat în șomajul tehnic. Nu vreau să răspund la niște acuzații nefondate care reprezintă o jignire personală la adresa onestității mele. În cariera mea de 30 de ani, niciodată n-am luat un leu care nu mi s-a cuvenit. Sunt un om care dețin funcții publice importante în administrația locală sau în statul român de peste 25 de ani.
sunt cunoscut. Niciodată nu s-a lipit un leu de mine pe care nu l-am meritat și pe care nu l-am primit în baza legii. Desfid toată demagogia găunoasă referitoare la tunuri și țepe în timpul guvernării liberale. Ar trebui să citiți mai bine raportul Curții de Conturi, să vedeți exact ce scrie în raportul Curții de Conturi, da? De exemplu, în raportul Curții de Conturi spune un lucru extrem de important pe care dumneavoastră nu vreți să-l citiți. Că încă din 2018 Curtea de Conturi v-a atras atenția asupra faptului că nu ați constituit stocurile strategice, deși ați avut excedent la buget pentru constituirea stocurilor strategice de măști, de echipamente, de substanțe dezinfectante. Spune că e adevărat că au fost proceduri și că s-au făcut achiziții în condiții de criză în care piața internațională a explodat tocmai din cauza faptului că n-am avut stocurile strategice pe care voi putea să le cumpărați fiind la guvernare, la prețuri normale și nu la prețuri în perioadă de criză. Am mai vorbit un mare lider despre prețuri de achiziție. Îi spun acestui mare lider despre prețuri de achiziții. Prețul de achiziție de 0,64 bani per mască a fost prețul cu care s-a câștigat licitația acum 2 luni. Ăla era prețul. Între timp a mai scăzut prețul pieței, că pe măsură ce a crescut producția și oferta a scăzut, normal că a mai scăzut prețul. Dar ăla a fost cel mai mic preț la momentul licitației. Se spune, dacă am fi dat unei firme care nu a dat cel mai mic preț, într-adevăr, ni se putea imputa lucrul respectiv. Din cele 14 firme care s-au prezentat la licitație, a câștigat firma cu cel mai mic preț și cu termenul de livrare 1 săptămână. O să vedem dacă îl respect. Vă spun sincer, din păcate, liderii PSD mi-au arătat și astăzi că n-au înțeles nimic. Că nu mai poți să faci politică bazată pe minciună, pe manipulare, pe inventarea unor lucruri care nu există, pe repetiția sistemică a unor neadevăruri în speranța că poate omul înghite gălușca și că va crede până la urmă minciunile nerușinate care sunt răspândite sistematic. Ciumații Europei, domnilor de la PSD, că i-a spus în gură domnul lider, domnului Tătaru. Domnul Tătaru nu a scos el de la sine această afirmație, ci a citat o afirmație făcută de PSD pe site-ul oficial, pe pagina oficială de Facebook a PSD, în data de 11 iulie, în care dumneavoastră a scris că sunt înciumații Europei, da? S-a referit la ceea ce a spus dumneavoastră într-o postare pe Facebook. Și exista într-adevăr riscul, dacă mai rămâneați la guvernare, într-adevăr să ajungem înciumații Europei, după toate aberațiile pe care le-ați făcut în perioada ultimilor ani de guvernare, în care mai aveam puțin și eram scoși în afara Europei din cauza atitudinilor voastre absurde, stupide, anti-europene, împotriva democrației, împotriva statului de drept și împotriva unui sistem independent de justiție. Închei prin a vă spune limpede. Nu-mi cereți mie să schimb data alegerilor. Data alegerilor este stabilită de Parlament. Voi ați votat data alegerilor. Dacă, dar nu contează cine propune guvernul, voi v-ați asumat această răspundere să stabiliți data alegerilor. Parlamentul a stabilit prin lege. Guvernul nu poate să schimbe data alegerilor. Dacă vreți să schimbați data alegerilor, faceți proiect de lege de modificare, asumați-vă public că nu vreți să organizați alegeri și lumea va înțelege ce va înțelege din acest lucru. În ceea ce mă privește pe mine ca premier, singurul lucru pe care pot să-l fac este să respect legea. Am adoptat toate actele normative subsecvente, avem planul de măsuri în curs de pregătire pentru a diminua la maximum posibil riscul de răspândire a virusului. Dar asta nu se poate face decât dacă toți actorii politici respectă regulile.
Că după aia o să mă trezesc că dacă instituim obligativitatea purtării măștii, o să mă acuzați că vă discriminez dacă veți face campanie fără să respectați regulile și o să fiți amendați. Vă spun de acum, vom aplica legea pentru toți, indiferent că e candidatul PSD, candidatul altui partid politic sau candidatul PNL. Alegerile reprezintă un proces fundamental pentru democrație. Deja, vă repet, ați prelungit mandatele aleșilor locali. A fost o situație. Dar cât timp pot să mai rămână? Vă spun că inclusiv pentru eficiența acțiunii primarilor și a administrațiilor locale în combaterea epidemiei, este bine să fie alegeri, pentru că avem nevoie de niște primari investiți cu deplină legitimitate și autoritate, care nu se gândesc la alegeri și care le teamă să ia măsurile care se cuvin la nivelul administrației locale pentru a nu pierde voturi. Asta este realitatea din teren, indiferent că e vorba de primarii dumneavoastră sau de primari de altă culoare politică. Închei prin a vă spune limpede, guvernul face tot ceea ce este posibil legal și ceea ce este omenește posibil pentru a opri răspândirea virusului, pentru a începe școala în condiții cât mai aproape de normalitate, pentru a asigura alegeri libere în care oamenii să-și exercite dreptul de vot și, de asemenea, pentru a reduce atât cât este posibil în condițiile situației prezente, riscul ca românii să se infecteze. Dar v-aș ruga să reflectați că s-a vorbit de morți. A venit vreun parlamentar să propună să ținem un moment de reculegere pentru cei care au murit din cauza epidemiei? Eu vă propun lucrul ăsta, să ținem un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața din cauza coronavirus. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Am o singură, pentru adevăr, domnul prim-ministru, în ziarul financiar, mai mult de 875.000 de locuri de muncă au fost șterse din economie în perioada 16 martie-15 iulie. L-am ascultat pe premierul Ludovic Orban prezent astăzi.